Bine v-am găsit din nou, dragi telespectatori. O nouă emisiune a seriei noastre, Verdictul Științei Creație, îl avem ca invitat pe domnul doctor Emil Silvestru, geolog. Până în 1998, șef și cercetător principal al Institutului de Speologie Mirakoviță din Cluj și conferențiar la Universitatea babeș bolyai iar din 2002, cercetător și conferențiar cu Organizația Internațională Answers in Genesis Canada, iar de la 1 martie 2006, Creation Ministries International. Haideți să începem cu întrebarea. Pământul este palpabil sau este o masă mare de energie palpabilă? Este materia materie, este tot făcută din bucățele sau ce sunt bucățelele? Bine, hai să începem cu o următoare schemă simplă și logică. Cred că prietenul noastră duce puțin prea departe această uh, asemănare sau această reinterpretare, definire. Eu zic așa, dacă punem informația potrivită în energie, obținem materie. Dacă punem informația potrivită în materie, obținem materie organică. Dacă punem informația potrivită în materie organică, obținem viață. Dacă punem informația potrivită în viață, obținem conștiință de sine. Dacă punem informația potrivită în conștiință de sine, obținem un sistem de credințe. Deci toate astea sunt diferite forme de organizare a energiei, că ăsta este punctul la care am plecat. Doar că, de fapt, energia respectivă, nu numai că este palpabilă fizic, este palpabilă și spiritual. Așa că este o prea mare simplificare. Energia este o formă de expresie. Dar am spus ceva dacă punem informație. Am mai spus și în altă emisiune, informația nu este nici materie, nici energie. Gândiți-vă că aceeași informație are exact același înțeles, indiferent de suportul material sau energetic pe care este scrisă. Deci, clar că această informație precede Universul. Și dacă stau să mă gândesc bine, Evanghelia după Ioan începe cu, la început, a fost cuvântul, care este informație, pură, logosul, Creator, dar informație. Dumnezeu a spus și s-a făcut, a spus ce, a pus informația. Deci, ă, asta este chestiunea fundamentală. Acum aș începe abordarea vârstei pământului cu Cartea Genezei. De ce spun asta? Pentru că Cartea Genezei vine în totală, dar în totală opoziție cu ceea ce ne spune geologia. Sau chiar astronomia la astronomia în departamentul ei numit Sistemul Solar. Pentru că, conform Genezei, Pământul a existat înaintea Soarelui. Ceea ce neagă complet întregul mecanism și bineînțeles ne pune într-o situație delicată. Există unii care au încercat tot felul de ghidușii, forțând limba dincolo de limitele ei logice, Vine în minte Hugh Ross, de exemplu, care susține că de fapt soarele a existat de la bun început cu mult înaintea Pământului, doar că nu s-a văzut și că ziua patra a apărut, nu a fost creat. Hugh Ross are doctoratul în astronomie, dar se pare că știe mai mult ebraică decât toți ceilalți specialiști în ebraică. Deci Pământul, spuneam din nou într-o emisiune anterioară, are o poziție neobișnuită în Univers. Recte foarte aproape de centru Universului, înseamnă că are o anumită semnificație. În ceea ce privește teoriile științifice despre apariția Pământului, știm cu toții prea bine, până nu de mult, teoria lui Kant Laplace era cea mai acceptată, Pământul s-a născut ca un bulgăre topit, care cu timpul se răcește și apoi vine în existență în forma pe care o știm astăzi. Acum teoria s-a schimbat, acum vorbim de acreție rece, deci practic granule reci de toate dimensiunile s-au tot acumulat, s-au tot acumulat până s-a creat o sferă suficient de mare încât forța gravitațională a început să ducă la o segregare, segregarea a concentrat centru, deci miezul cel mai greu, care, în care s-au declanșat reacțiile termonucleare, nu termonucleare, ci nucleare, sau reacții datorită fenomenului de reactivitate și asta au pornit sursa de cădură internă care a topit rocile, rocile s-au rearanjat în funcție de densitate sub formă de topituri și iată avem Google eu pământesc de astăzi. Evident, ambele viziuni pleacă de la premisa că Universul este foarte vechi. Cu atât mai mult cu cât chiar și datarea sau sursele principale de informații referitoare la vârsta Pământului nu se găsesc pe Pământ. Toți oamenii de știință sunt de acord că dacă este un criteriu care ne permite să calculăm vârsta Pământului, acesta este contextul astronomic. Vârsta sistemului solar, vârsta soarelui, implicit vârsta Pământului, plecând din nou de la premisa că soarele a existat înaintea Pământului. Deci, bazat pe aceste lucruri, s-a stabilit că vârsta Pământului ar fi de aproximativ 4,5 miliarde de ani. În momentul în care se știe deja vârsta, pasul următor este să folosim metodele radiometrice ca să datăm. Și normal că cele care nu vin în concordanță cu vârsta pe care deja o știm sunt respinse și cele care vin în concordanță sunt acceptate. Este un sind sindrom de autotărire a propriilor idei și din cauza asta vârsta Pământului este confirmată numai de acele datări care se potrivesc. Asta ar fi, cred că, pe scurt, istoria mm -hmm. începutului. Ați amintit la un moment dat de gravitație. Um, pentru marea majoritate oamenilor care nu au așa de mare sau continuă, sau amândouă tangență cu Știința sau cu fizica. Gravitația este un fel de magnetism. Da? Ceva care atrage altceva. Ne fiind nici eu departe de această mare masă de oameni, trebuie să vă pun întrebarea: A ajuns știința la vreun rezultat, cum spuneam mai înainte, palpabil în a da un răspuns? Ce fel de forță este grav, știm, gravitația? Știm că mărul o să cade de, mă rog, de sus în jos, depinde unde este sus și unde este jos și unde stăm. Însă ce fel de forță este această gravitație? Știu că nu este magnetică, pentru că tot așa ă, acționează și o, tot în jos cade și pana, tot în jos cade și eu dacă mă uit prea mult în, în jos. Ce fel de forță este gravitația care poate să țină apa da? pe o planetă care este suspendată într-un Nowhere și de ce nu curge jos. Și mai, mai în plus apa se și Adică, planeta se și învârte. Se și învârte. E că singurul lucru cert este că gravitația este o forță fundamentală. De aici încolo intrăm în domeniul frumos al speculațiilor. Nu am ști ce e magnetism, mm -hmm. Că nici despre magnetism nu știm de fapt ce este. Dar <laughs> uh, gravitația este o, o forță universală. Este una din cele patru forțe care s-au separat după timpul plan. După 10 la minus 43 dintr-o secundă. O forță s-a separat în patru forțe: forța slabă, forța tare, forța electromagnetică, în care intră și magnetismul, și uh, uh, gravitația. Este interesant că s-a reușit integrarea primelor trei, forța slabă, tare și electromagnetică, într-o teorie unică a câmpului, dar nu s-a reușit integrarea gravitației. Și se vorbește mereu, uh, Stephen Hawking a fost primul care a pornit uh, conceptul ăsta, o teorie a totului. Deci în momentul în care reușim să incorporăm și gravitația în această teorie unică a câmpurilor, atunci vom avea o teorie a totului. Putem explica totul printr-o singură deci teoria, teorie. Deci așa zicea teoria unificării? Da, teoria unificării. Mm -hmm. Dar în engleză este theory of everything, deci a totului. E, aș vrea să păstrez uh, uh, simbolismul ăsta pentru că ne spune ceva. Uh, spuneam la un moment dat, mai mult ca o glumă, dar de fapt foarte serioasă, și dacă îmi dăruiți teoria totului, vreau mai întâi să-mi dați teoria nimicului. Ce este nimicul fizic? Asta a folosit Dumnezeu ca să creeze lumea. Gravitația este o forță neînțeleasă. Postulăm gravitonii, deși nu -a, nimeni nu i-a descoperit. Există o încercare disperată de a detecta gravitonii. Nu știm. Graviscalarii și așa mai departe. Există o întreagă pleiadă, de spre deosebire de toate celelalte particule postulate. Aceștia, gravitonii, dacă ar exista, nu au fost detectați, și nu avem metode să-i detectăm, cu toate că încercăm. Spre exemplu, nu se știe nici dacă gravitația are o, o viteză sau nu. Poate că este instantanee, este ubicu, este peste tot, poate că nu. Nu știm. Vorbim despre un colaps gravitațional, dar nu putem să-i măsurăm viteza de propagare, îl vedem doar că e acolo, atunci când o stea se prăbușește în sine însăși. Deci, aș putea să spun că gravitația este forța ultimă, dacă vreți, misterul cel mare al Universului cu atât mai mult cu cât, gravitația poate îndoi și spațiu și timpul. Curbura spațiu-temporală în preajmul negre negre, se datorează gravitației. Deci dacă spațiul și timpul pot fi curbate, pot fi afectate de gravitația, să ne spunem că gravitația este ceva extrem de important. Și probabil că este o caracteristică atât de subtilă a materiei, a universului în ansamblu său, încât în momentul în care am cunoaște, am avea acces la prea multe lucruri. Uh -huh. Și eu văd în faptul că nu reușim să o înțelegem un semn. Tocmai asta am vrut să fac o mică paranteză. S-ar putea, de exemplu, specula, bineînțeles, în, într-un mod creștin, da? Să încercăm să rămânem așa: că gravitația este acea sau acel drept pe care și l-a lăsat Dumnezeu să ieși. Atunci când citim în scriptură că Dumnezeu este cel care ține, a fixat hotarele. Mării a fixat hotarele Pământului, el ține Pământul unde îl ține, ține apostele unde le-a pus. Deci găsim peste tot uh, <coughs> mâna lui Dumnezeu, uh, acțiunile lui Dumnezeu, actele lui Dumnezeu. Este poate gravitația acel lucru de neexplicat nouă pe care îl vedem peste tot în funcțiune. Deci, bineînțeles, nu spun că este gravitația fiind Dumnezeu, ci gravitația s-ar putea să fie uh, acea putere pe care Dumnezeu o exercită în mod personal și în mod continuu și care nu ne este nou, de înțeles. Am a, e o, să speculăm până acolo. E o speculație posibilă nu văd de ce mai ales în contextul la ceea ce spuneam anterior deci rămâne necunoscută nouă pentru că dacă am cunoaște-o atunci am avea anumite puteri care s-ar putea să ne ducă la propria distrugere cred. Sunt încă convins. Einstein nu s-a spus că este evident că tehnologia noastră a evoluat cu mult mai repede decât noi înșine ca oameni. Da, e posibil ca să fie semnătura lui Dumnezeu uite, până aici. Asta e limita. Dar să nu uităm că pentru noi oamenii asta, este a doua în ordinea importanței. Prima și cea mai mare limitare, primul și cel mai mare mister al Dumnezeu sau cea mai puternică semnătură de autor al Dumnezeu este moartea însăși, care transcende toate elementele astea fizice și care face parte de asemenea dintr-o pedeapsă a lui Dumnezeu dăruită în chitmele nouă oamenilor, cred că, în afară de nemurire, sau primul și cel mai mare vis al omului este nemurirea, după care urmează zborul liber. Se cam leagă lucrurile. Astea. Da, da. Interesant ce ați spus despre moarte. Niciodată -am, nu m-am gândit la moarte exact în, în, în acești termeni. Să, interesantă, mi-aș permite să fac o mică legătură între gravitație ca fiind o continuă cădere de sus în jos și moarte foarte interesant și cu tremurător în același timp, omul care este forțat, obligat să cadă. În schimb, ce interesant, dacă ne gândim la Isus Hristos, acela care s-a dus în punctul final al căderii, ca să, ca să fie dedesubtul ridicării fiecărui, oricăruia dintre noi care în credință îl caută pe Dumnezeu prin, prin el, prin Hristos. Da, am îngăduit să mă amintesc un citat din Asimov de asemenea, care arată ce fac oamenii că nu vreau să l accepte pe Dumnezeu. Zice Asimov referitor la moarte, ce viața e plăcută, moartea e liniștită, tranziția e cea care ne sperie. <laughs> <laughs> Iarăși am ajuns la un paradox. <laughs> um, um. Ați amintit de, dacă bine mi-aduc aminte, de locul Pământului în Univers? Mi-aduc aminte de cât de mare vâlvă da? a făcut noua venită teoria heliocentrismului la un moment dat al istoriei noastre. Totuși, știm Putem discutăm de un heliocentrism cosmologic, fizic al naturii a, în univers, locul a, pământului în sistemul solar, a, noua teoria heliocentrismului, bineînțeles, în sistemul solar, a scos Pământul din acest a, centru. Al gândirii omului, însă putem să speculăm iarăși puțin, este să rămânem totuși la o teorie a unui geocentrism din punct de vedere teologic, în același timp în care să păstrăm, bineînțeles, din punct de vedere cosmologic, o teoria a heliocentrismului în sistemul solar? Cu certitudine, adică nu văd, cu excepția situației în care am rămâne la nivelul egiptenilor care adorau soarele, era ca centru întregii lumi indiscutabil. Acum am spus clar, nu Pământul în sine, ci sistemul solar se găsește undeva aproape mai puțin de un milion de ani lumină de centru de expansiune. Karl uh, Carl Sagan spunea, ce suntem noi un greunte de praf în univers ca să, ca să fim așa de importanți. Pe de altă parte, Psalmul ne spune, ce sunt, când mă uit la, la ceruri, ce, ce, sunt, ce este omul ca să-ți pese de el. Deci, cerurile sunt o, o uriașă panoramă întinsă de Dumnezeu pentru propria noastră plăcere până la urmă uh, și atunci clar că și, și chestiunea poziției noastre, deși relativă în ultima instanță, este esențială în teologie. Pe de altă parte, cu toate încercările disperate de a găsi alte planete, observați, există o pe măsură ce creaționismul și uh, filosofia creștină împărtășită lumii, să zic că, uh, Devin mai elaborate și devin mai atrăgătoare, există o reacție acerbă de a găsi răspunsuri uh, în domeniul secular, uh, umanist, non-teist sau ateu, dacă vreți, anume a descoperi cu disperare apă pe Marte, pentru că trebuie, trebuie musai să avem apă ca să avem viață, multe planete în afara sistemului solar și așa mai departe. Și ce dacă? Noi trebuie să descoperim o viață conștientă pe aceste planete ca să putem aduce un argument împotriva lui Dumnezeu în primul rând. Uh, apă pe Marte, spre exemplu. Toată lumea discută de, de existența apei pe Marte, dar nimeni nu încearcă, de exemplu, să vadă lucrurile mai simplu. Da, există urme de apă aici, urme de apă colea. Păi dacă am avut niște impacturi, de exemplu, de comete pe planeta Marte, am putea avea pentru câtva timp niște apă produsă prin topire care ulterior, ulterior se pierde și se infiltrează. Germeni, viață pe Marte, nu știu dacă ați auzit vreodată punându-se în următoarea întrebare. În atmosfera înaltă, externă sau extra zona extratmosferică a Pământului, avem o sumedenie de spori de pe planeta Pământ pe care vântul solar îi poartă spre exteriorul sistemului solar. Deci putem foarte bine să contaminăm planeta Marte cu germeni de pe Pământ. Tot așa cum de-abia ultimele trei misiuni care au amartizat au fost sterilizate. Toate cele dinainte n-au fost sterilizate, deci puteau să aducă germeni de pe Pământ. Uh, lucrurile astea se cam. Uh, Dau deoparte pentru că e important este să găsim viața altundeva, să găsim apă altundeva, să găsim alte planete. Și ce dacă? Toate planetele găsite până acum în spațiul extra, chiar în afara sistemului solar, deci în afara uh, galaxiei apropiate, în zone mai îndepărtate, sunt mult, mult mai masive decât Pământul. Ele ne, ne, fiind, ne reprezentând de altfel... Uh, Uh, locuri plinice pentru viață. Dar este celebru, celebra serie de argumente logice ale principiului antropic în care întreg univers pare construit în așa măsură încât viața să existe pe planeta Pământ și numai pe ea. Uh, putem calcula șansele ca o planetă asemănătoare să existe în, sistemul, în orice alt sistem solar și nu prea avem șanse să găsim o astfel de, de planetă. De fapt, ar trebui să ne mirăm cum de există și Pământul în condițiile uh, aleatorii date în viziunea evoluționistă, umanistă a lumii. Deci Pământul ori ocupă un spațiu geometric necentral, dar după părerea mea ocupă un spațiu spiritual central fără discuție în economia Universului. Mi-aduc aminte, de Carl Sagan. Pe mine m-au fascinat. Tânăr fiind, pentru mine, muzica era Valeriu Sterian și vocea masculină era Florian Pitiș. Și tot ce încăpea între erau Eric von Däniken, l-am mâncat, eram în stare să-i fur coperțilele din bibliotecă, să le am acasă, să, să pot să le mai, să pot să le privesc în timp ce Florian Pitiș spunea... Ne la enciclopedie. Da. Și uh, devenind creștin, cu mulți ani mai târziu, am văzut un film bazat pe o novelă al lui Carl Sagan, Contact. Da? Și v-aș ruga să. în câte cuvinte doriți, speculând cum doriți, să le vorbiți telespectatorilor noștri despre duplicitatea interesantă a acestui om care încearcă să caute viața în, peste tot în altă parte, nu vrea să aibă nimic de a face cu Dumnezeu. În schimb, în această novelă, și după aceea în film, în contact, trimite o ființă umană într-un paradis în care sau într-un loc care seamănă așa de mult cu paradisul din cauza liniștii și a, a serenității și tatăl pe care îl găsesc rezolvarea conflictelor etc etc duplicitatea a ceea ce diseminează, a ceea ce ca om de știință încearcă să propage și lipsa a așa ceva din sufletul lui pe care în final îl pune într-o novelă care apoi să devină un film. Care este? Nu există o duplicitate în oamenii de știință. Acum am vorbit numai de Carl Sagan. Sunt și alții care trăiesc tot așa, noaptea când pun capul pe pernă, se găsesc într-o, cum spunea un teolog, într-o singurătate cosmică. Cred că ar trebui să facem o ușoară deosebire aici. Orice om de știință care este onest, ajunge să-și pună întrebările astea pentru că se sizează imposibilitatea tehnică a unui univers, un, univers mecanicist sau chiar relativist adică în sensul că numai asta există, nimic altceva dar de aici intervine pasul acela uluitor pe care nu mulți oameni de știință au îndrăznit să-l facă anume să accept inexplicabilul și să-l accept ca venind explicat de altcineva nu de propria mea minte Adică să accept scriptura, să accept cuvântul lui Dumnezeu. Uh, dualismul este o chestie clasică. Astăzi, marele apostol al antievoluționismului, anti-creaționismului, profesorul Richard Dawkins, a spus că el este un darvinist înfocat când vine vorba de știință și explicarea Universului, dar este un darvinist la fel de înfocat, antidarvinist la fel de înfocat când vine vorba de societate și morală. Cu alte cuvinte, nu poate accepta ca morale și societatea să vină dintr-o evoluție, ci trebuie să aibă niște principii morale și absolute. Lucrurile se manifestă, cum vă spuneam, la fel, cu mari autori de science fiction. Pe măsură ce îmbătrânesc, devin mai maturi, devin mai mistici. Paradisul pierdut, așa de frumos postulat de altfel de Milton, are în esență un singur lucru. Părerea mea sinceră, și pot să greșesc foarte bine în domeniul ăsta, a părerea mea sinceră este că totul se rezumă la acceptarea conceptului de păcat. Un paradis pierdut este un paradis în care a intrat ceva, care a stricat ceva perfect. Știm cu toții că noi oamenii nu putem crea nimic perfect, tot așa cum Universul nu poate crea singur ceva perfect, deci numai Dumnezeu ar putut crea lumea perfectă, care astăzi nu mai este perfectă. De ce? Toți ne putem imagina paradisul. Știm ce e rău în lume și le scoatem și păstrăm ce e bun din lume și punem celălalt la un loc și am obținut un paradis. Bine, mersi. Dacă și oamenii își pot imagina un paradis, gândiți-vă la Dumnezeu însăși, nu? Cum spunea cineva, Dumnezeu a creat Universul în șase zile și de atunci lucrează la paradis. Ce loc poate să fie acela? Dar întorcându-ne acum la Sagan, toți tânjim după nemurire, toți tânjim după desăvârșire, perfecțiune. Stau și mă întreb, de ce trebuie să fie, chiar în filmul și în cartea, în novela lui, lui uh, Sagan, de ce trebuie să fie paradisul pământesc? Toate care o mare frumoasă și liniștită, culori, păsări, tot ce De ce? când ai libertatea să-ți imaginezi paradisul cum vrei. Cred sincer că Sagan, probabil că Sagan știa că va muri. Cum zic eu de obicei, astăzi Sagan este creaționist. Da. Sigur. Dar cred că încercarea lui disperată de a-și găsi o motivație în viața l-a făcut să, să paseze cumva treaba și găsesc în asta o similitudine cu gestul lui Francis Crick, un dintre cei doi care, sau atitudinea lui Francis Crick, un dintre cei doi care au primit Nobelul pentru descoperirea spiralei duble a ADN-ului. Crick admite că viața nu s-a putut naște pe pământ uh -huh. în mod din celebra biogeneză și el crede în panspermie, crede că viața s-a născut pe o altă planetă care avea condiții și mai favorabile decât pământul, de unde a fost apoi trimisă prin întregul univers înseminând universul, inclusiv pământul. Uh, toate astea sunt subterfugii, după părerea mea, unele extrem de intelectuale sau intelectualizate pentru a evita întrebarea fundamentală. De ce există rău în lume? Cine este autorul răului? Cum scăpăm de rău? Uh, spunea un elev odată, unui profesor care le-a zis elevilor dimineața la școală, „Dragi mei, există răul? Răul există, sigur că da, toți îl vedem de vreme ce Dumnezeu a creat totul, înseamnă că a creat și răul. Elevii au rămas fără uh, replică cu excepția una care a zis: "Domn profesor, nu sunt de acord. După părerea mea, situația e altfel." Anume: "Domn profesor, există frigul." "Normal, îl simțim cu toții." "Nu, domn profesor, frigul nu există în sine există doar absența căldurii. Există întunericul, domn profesor, nu există decât lipsa luminii. Există răul, nu, decât absența lui Dumnezeu." Um, Neînspăimântă absența lui Dumnezeu, în, în asemenea hală, încât suntem dispuși să-l renegăm cu totul, ca să scăpăm de spaima asta. Dar cred sincer că orice om de știință onest ajunge să-și pună întrebarea. Și-a pus-o vreodată Darwin? Nu cred. Așa cum l-am citit, sau ce am citit din el, Darwin era un individ mai, mai aparte. Sunt vehiculate tot felul de. Povești și povestioare, când prin e-mail, când uh, altfel, uh, despre uh, așa zisa convertire în ultimul moment. Pe patul de moarte. Pe patul de moarte a lui Darwin, da? În, în mai avem doar câteva, uh, trei minute, două, trei minute. Ați ne spune câteva detalii despre posibilitatea unei astfel de convertire? A fost ea adevărată sau nu? Nu, cu siguranță n-a fost adevărată, deci, știm din punct de vedere istoric că n-a fost adevărat. tot așa cum știm din punct de vedere foarte clar istoric, bine documentat, că deși avea un singur al lui diplom universitar, era în teologie, așa, felul în care și-o luase la Cambridge era de așa natură că nici n-a citit Biblia, n-a trebuit să citească Biblia. Nu? Deci cum putea un om care n-a citit Biblia și el refuza Biblia cu disperare, cu atât mai mult cu cât a trebuit să o citească forțat în cei cinci ani la, la, la bordul Beagle-ului, pentru că capitanul Fitzroy era un creștin și îl rugase, domne, ai un grad în teologie, te rog frumos să ții serviciu duminical. Vă dați seama. Deci un astfel de om nu avea cum să, cum să facă un astfel de gest. Dar vă spun, el suferea tot felul de boli, era extrem de emotiv, nu putea să-și țină o conferință pentru că avea tot timpul diaree din cauza emoțiilor. Deci era un om mai, mai, mai cu probleme din punctul ăsta de vedere. Dar nimic din corespondența lui, nimic absolut Ci există vaste lucrări. Sunt oameni care și-au făcut doctorate din corespondența lui lui Darwin. Nu confirmă o convertire în ultima clipă. Ah, domnule Silvestru, mulțumesc foarte mult că ați răspuns și mie la uh, nici nu câteva sau numai câteva întrebări. stimați telespectatori, uh, la un moment dat, uh, domnul Silvestru a spus, a vorbit despre accept despre a accepta sau nu. Uh, Într-o emisiune viitoare la care vă invit deja uh, uh, astăzi, am să-l întreb pe domnul Silvestru cum a fost ace acest accept în viața domniei sale. Uh, dar până atunci vă rog să vă puneți următoarea întrebare. Uh, Carl Sagan a refuzat să ia în considerare lucruri cu care se întâlnea zi de zi. da. Și spunea domnul Silvestru de păcat uh, Aș dori să vă las cu aceste gânduri. Nevoia dumneavoastră de bucurie, de viață veșnică, nevoia omului de viață veșnică este legată de durerea acceptării morții și a păcatului. Noi astăzi putem să stăm la această masă pentru că am fost trecuți, ajutați de cineva, de Isus Hristos, să înțelegem moartea, să înțelegem necesitatea vieții veșnice. Vă invit deci la următoarea emisiune, Verdictul Științei Creație, în care am să-l întreb pe domnul Silvestru despre partea personală a acestei acceptări a nevoii de scăpare din păcat. Vă mulțumesc foarte mult, să fiți binecuvântați, la revedere!